Cârnații de pleșcoi ar putea deveni în curând brand european. Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a prezentat la solicitarea premierului Dacian Cioloș o informare privind produsele românești cu potențial pentru care sunt în curs de elaborare dosare în vederea depunerii lor la Comisia Europeană pentru înregistrare și protecție cu denumiri de origine sau indicații geografice. În prezent au fost depuse la Ministerul Agriculturii în vederea analizării și transmiterii către Comisia Europeană documentațiile pentru 3 produse românești: cașcavalul de Săveni din județul Botoșani, novacul afumat din Țara Bârsei, din județul Brașov, și cârnații de pleșcoi din județul Buzău. Această recunoaștere europeană înseamnă obținerea atestatului IGP, adică indicație geografică protejată. În zona noastră, în zona județului Buzău, în limita unor localități, s-a delimitat această zonă geografică, unde s-a produs din vremuri, s-a produs cârnații de pleșcoi. Recunoașterea la nivel european a cârnaților de pleșcoi va aduce beneficii producătorilor din zonă. În aceste condiții, ceilalți producători din țară nu vor mai putea să producă. Cel care va dori să producă, va trebui să producă în această zonă. Deci să fie și să respecte caietul de sarcini al asociației, caietul de sarcini unde, bineînțeles, apare rețeta tradițională a cârnaților de pleșcoi. România are la ora actuală 3 produse recunoscute la nivel european. Guvernul a marcat în cursul acestei luni omologarea la nivel european a salamului de Sibiu ca produs cu indicație geografică și a brânzei telemea de Ibănești ca produs cu denumire de origine protejată, după ce în 2011 magiunul de prune Topoloveni fusese înregistrat ca produs cu indicație geografică protejată.